Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la televiziunea 6TV, televiziunea care vă iubește, televiziunea sufletului dumneavoastră. Astăzi este miercuri, o nouă serie din episoadele Teoriei Conspirației. Acea emisiune care vă relevă lucrurile ciudate, bizare, stranii și insolite, care uneori, din când în când sau câteodată, iată, sunt ocultate cunoașterii dumneavoastră, cunoașterii noastre. Astăzi avem o temă deosebit de interesantă, și anume biofizica versus știința nonconformistă, biofizica nonconformistă și științele transfrontaliere, o să vedeți. Și în acest scop avem și un invitat deosebit. Este vorba de buna prietenă și fan a postului nostru de televiziune și implicit a emisiunii mele, doamna Mihaela Muraru Mândrea. Bine ai venit, Mihaela! Și o cunoașteți de la emisiunii anterioare, unde a avut plăcerea să ne prezintă subiecte deosebite. Dânsa este publicistă, scriitoare, a fost membră a Parlamentului României, în prezent este președinta Cenaclului String. Publică, începând de la poezie, proză, SF și mai ales cercetări în domeniul științelor non-convenționale, a științelor transfrontaliere, a noologiei. Vom vorbi despre aceste lucruri. Mihaela, să intrăm direct în subiect, pentru că avem foarte multe lucruri interesante de combătut, mai ales că și fanii de la emisiunea ta ți-au trimis câteva întrebări de care nu am să te iert și am să ți le pun exact cum au venit ele, și vom avea și legătura permanentă cu telespectatorii, vom primi și pe timpul emisiunii întrebări la care vom răspunde. Deci, fiind iată în această cultură a teoriei conspirației, ar trebui întâi să vedem la nivel general, dar și la nivel local, care este cadrul în care discutăm vis-a-vis de migrația diferitelor culturi, de modul cum aceste culturi interpretează realitatea înconjurătoare vis-a-vis de această mare, să-i spunem, zona a cunoașterii, care o să vedem este aproape sau poate chiar infinită, gândindu-ne la biofizică. Te rog, Mihaela. Ei, cred că cel mai corect lucru ar fi să pornim exact atunci de când ne-am eliberat, așa să spunem, ca popor, deci după 89, și să ne gândim cum s-au transformat lucrurile, cum s-a transformat gândirea, și nu ne referim la gândirea socială sau politică, ci la cea științifică. Dacă ne amintim, înainte de 1989 eram preocupați cu totul de intersecția științelor, spunând că sunt științe fără frontieră, începuse să apară termenul de științe complexe, la unii avansați, cum ar fi profesorul Florin Munteanu, de exemplu, care folosea foarte des acest termen de științe complexe. Și deodată a fost așa un boom în viața noastră, în toate domeniile, dar și în știință, și mai ales în direcțiile astea ușor de, adică greu de perceput și ușor doar de pronunțat. Mă refer în general la lucrurile care au migrat și la conceptele, la filozofie care au migrat dinspre Orient spre Occident. Și am observat, și trebuie să ne gândim și să observăm cu toții, că dinspre Orient spre Occident au venit valori spirituale, au venit diferite teorii, au venit religii, a apărut tendința foarte multor cercetători de a studia medicina complementară și apoi să o transforme chiar în medicina alternativă, în practicile de acupunctură, de homeopatie. Școala chineză a devenit extrem de interesantă pentru, pentru cercetători, dar și pentru medicii noștri. Și nu numai școala chineză, școala japoneză,
În general, valori care erau ocultate pentru noi, de care doar auzeam că există. Și așa au apărut un val de informații și societatea românească și mulți oameni de știință s-au îndreptat spre domeniul ăsta al cunoașterii. Dinspre vest spre est au apărut valori materiale. Și așa ne-am trezit cu mărfuri din vest, dacă îmbrăcăminte, deodată s-au generalizat blugii, dacă ne-am o nouă uniformă. Da. Toată lumea, la școală, dar toată lumea s-a îmbrăcat în blugi. Toată lumea se îmbracă în blugi, în Adidas, într-o șapcă în care neapărat trebuie să facă reclamă la ceva, pentru că orice șapcă pe care scrie ceva înseamnă o reclamă. Și, pe urmă, toate mâncărurile astea, burgeri, vezi mâncăruri semi-preparate, invazie de... Da, McDonald's, McMonis, KFC-uri. Exact. Deci, iată cum evoluția asta, să spun, și intersecția între culturi s-a produs și se întâmplă că noi, fiind în centrul Europei, aici, într-o zonă de centru, s-au întâlnit și se întâlnesc valorile din est cu valorile din vest, deci cele spirituale care vin dinspre Orient, cu cele materiale din Occident. Și iată, deodată, ce bulversare pe capul nostru să înțelegem toate lucrurile astea. Sigur că port și eu blugi și Adidas, pentru că ăsta este trendul, dar m-au interesat valorile spirituale mult mai mult și m-au atras, pentru că și înainte de 89 mă pasiona filozofia și am citit multă filozofie orientală. Sunt la curent cu ce gândeau hitiții, persanii, chinezii, japonezii. Și sigur că m-am apropiat de culturile orientale ca să înțeleg mai bine ce se întâmplă cu ființa umană în viziunea lor, a orientalilor. Și am descoperit că au o viziune diferită de a noastră și sigur că cea mai aproape este cea din zona biologiei și a medicinei. Pentru că medicina ce este? O aplicația ultimilor descoperiri pe care fiecare le descoperă sau nu, într-un fel aici cu, spun cu ghilimele, în viața de toate zilele. Și în acest boom au apărut o serie de oameni care nu erau medici, dar care erau poate fizicieni, ingineri și au devenit deodată preocupați de medicina care ulterior s-a numit medicină complementară. Deci ce este medicina complementară? Este o parte a medicinii care vine și completează medicina alopată atunci când omul se află într-o stare de boală. Și mai este și medicina alternativă. Este medicina care vine și înlocuiește medicina alopată. Și asta este într-un fel experimentală și poate fi câteodată greșită. Depinde cine o aplică. Și sigur, mai încoace, acum de câțiva ani, se dezvoltă medicina informațională, care se adresează mai mult câmpurilor, pentru că putem observa în ansamblu că toate științele încep să se racordeze la câmpuri și energie. Vis-a-vis de ce ne și scrie un telespectator, ne spune că un rol deosebit în acest adevărat bulgăre care creștea și crește și acum și devine din ce în ce mai mare al cunoașterii în această zonă, l-a avut limba engleză ca limbaj informatic universal care ne deschis cumva mult mai mult spre cultura asta anglosaxonă și americană în general. Adică de unde până acum era numai spre est țările foste socialiste, cum era încuplat în cadrul CAER-ului, acum avem două lucruri foarte mari care au venit. În primul rând, ceea ce spuneai tu, China și India, deci cu yoga. Să nu uităm că yoginii
indieni vin la noi și învață anumite practici care la ei s-au pierdut, de la noi s-au păstrat exact așa cum erau ele în vechime. Și iată această adevărată invazie de cunoștințe, de invenții, de descoperiri, de idei care vine din vest. Și tot un lucru care spun eu că a fost pozitiv, îți amintești pe vremea aceea că eram împreună, participam la diverse activități, a fost și acel nucleu care a acționat în cadrul sau pe lângă revista Știință și Tehnică, cu Ieremia Albescu, cu domnul Mironov, cu Munteanu, și care a crescut și iată, a dus la momentul respectiv, la împingerea cunoașterii mai departe. Da, corect cum subliniezi. Acum a început să mă preocupe această zona cunoașterii, pentru că am observat că, și asta se întâmplă în general peste tot, în orice domeniu unde apare pigoni, că au apărut diferite personaje care își doreau, însușindu-și tot așa, dar chiar și culturi din azi, șamanismul sau oamenii ăștia de tip vraci, medici de sat, de munte, de așa, care se pricepeau, sigur, de exemplu, la ceaiuri și au păstrat în tradiția românească diferite rețete și au început să-și dezvolte și ei aptitudinile și să îi intereseze rezolvarea problemelor medicale altfel decât prin medicina alopată. Adică să vină cu o serie de idei și să înlocuiască treptat medicamentația chimică cu o medicamentație naturistă și poți să vezi ce se întâmplă în plafarele românești acum, câte da, produse bucă, sunt. Așa, sigur că da. Dar în afară de asta au început să apară fenomene din asta de să fie captate de exact și încercat să înțeleagă și folosite fenomene legate de biorezonanță, de bioenergie, se poate numi, unii spun energetică informațională, deci au apărut termeni noi și diferiți oameni care au început să mai iasă din țară, să meargă în Orient, au văzut că există alt tip de științe decât cele europene și au început să le învețe, cum sunt yoghinii, de exemplu, nu? Și o serie de practici care au venit să înlocuiască tradiția, de exemplu, izihasmului românesc sau a ceaiului de plante, că mă refer la toate zonele. Deci oameni care au simțit nevoia să se expună și să prezinte noi teorii, să facă încercări, unii bine intenționați, dar alții poate șarlatani. Ar trebui aici, ca să fim corecți și este bine să o spunem, că a fost perioada aceea până prin 2000, când a fost o adevărată invazie de bioenergoterapeuți, energeticieni, care veneau pe filiera rusească, ucrainiană și moldovenească, avem și noi pe aici, elevi al lui Zina Davidașvili, al lui Inatenco și unii care au fost din școala moldoveană, pentru că și școala moldoveană a fraților noștri din România de Est, de acolo, din Basarabia, a fost foarte dezvoltată în acest domeniu. Și a fost un suflu nou, care la noi până la vremea respectivă era foarte puțin cunoscut această zonă a bioenergeticii și mai ales a bioterapiei. Da, deci a fost așa ca o explozie și eu am devenit extrem de atentă la fenomenul ăsta pentru că mi-am dat seama că pot să apară diferiți farisei care dorind să facă rost de bani, ușor, convenabil, puteau să facă rău oamenilor manipulând energia și spunându-și că au puteri născute, că sigur, există posibilitatea asta, dar toate frământările astea m-au determinat să încep să studiez zona și chiar dacă să spun matematica, fizica, medicina sunt niște hobby-uri pentru mine, am început să citesc serios și cărți de medicină, dar și materiale din zona asta
al medicinei informaționale, ca să-mi dau seama ce se întâmplă. Ba mai mult, m-am gândit că trebuie să luăm și măsuri și am făcut o lege pentru terapiile complementare și alternative, la care am muncit foarte mult. Am reușit să reunesc în niște ședințe la Parlament toți oamenii care se ocupau de zona asta, unii medici, sigur că da, oameni serioși, să încerc să pun ordine și în același timp să fie într-un fel recunoscute terapiile complementare și au și apărut. Deci pe kinetoterapie, de exemplu, sau pe Reiki, deci au apărut terapii care pot fi autorizate. Dacă kinetoterapia, de exemplu, se practică, să spunem, în sălile de sport și este supervizat de un medic, balneofiziolog sau ceva de felul ăsta, Reiki la fel. Se pot deschide cabinete de Reiki, dar sigur că trebuie practicianul de Reiki trebuie să aibă în spate un medic care să verifice diagnosticul, medicamentația pacientului și să se poată aplica Reiki. Mihaela, ai fost promotorul, inițiatorul și practic cel care ai făcut ca aceste terapii să fie legale cât ai fost în Parlament. Ai fost cu standardul acesta. Haideți să introducem și aceste teorii complementare, alternative, holistice, cum le mai zicem. Dar aș vrea să te întreb ceva. Da. Avem și un telespectator de la Constanța care întreabă, dincolo de iată, aceste metode tehnici noi pentru noi, pentru noi românii care nu le cunoșteam până la acea dată, sau pentru majoritatea românilor, nu au dus odată cu explozia asta la o reîntoarcere, nu știu dacă neapărat la practici mai vechi și oculte, dar peste noapte au apărut tot felul de vraci, șamani, vrăjitori, așa, care n-au nicio legătură cu ceea ce înseamnă tratarea în general a afecțiunilor, pentru că biofizica asta care ne învață, și o să vorbim mai încolo de corpurile din care este alcătuit din punct de vedere energetic corpul uman și nu numai corpul, corpul animal, corpul plantelor, se pare că este exploatat. Putem lega ce se întâmplă de curentul New Age, care iată, noi suntem niște, să zicem, niște consumatori târzii a acesta. În Europa a fost acum 20, 30 de ani, 40 de ani. Acum New Age-ul este un concept care de acum putem spune că a îmbătrânit. Pentru ei, de la noi, iată, toate televiziunile, horoscoape, am ajuns că timpul probabil e dat de numerologi, te apucă și râsul. Ne întoarcem în paleolitic timpul. Acum am să spun ceva. Totuși, că și eu mi-am pus problema așa cum o spui tu în momentul ăsta și am fost curioasă să caut adevărul în toate pornirile astea și în explozia asta. New Age-ul are rolul lui. Chiar dacă el este legat de fenomenul de globalizare și s-ar putea ca nouă să nu ne placă foarte mult pentru că noi suntem în continuare legați de glie și putem fi considerați printre popoarele naționale, naționaliste, ca să folosesc termenul politic, dar uitați ce fac englezii. Mai naționaliști ca englezii în momentul ăsta cred că nu există. Deci chiar dacă să spunem că nu ne place, trebuie să acceptăm că la un moment dat lumea are nevoie de un salt. Și New Age-ul a venit să propună această nouă eră în care lucrurile să se vadă altfel, în care planeta să se transforme într-un sat cu un conducător și noi trăim acum lucrurile astea. Sigur că avem nevoie, așa cum Moise a avut nevoie de 40 de ani să-și ducă poporul prin deșert ca oamenii să uită, să apară noi generații și să uite că au fost sclavi, așa avem și noi nevoie probabil de 40 de ani și nu de 20, cum spunea domnul Brucan, Dumnezeu să-l ierte, de o perioadă de timp mai mare ca să înțelegem aceste transformări. Eu îmi iubesc foarte mult țara asta unde m-am născut și teritoriul unde am ales să vin, ca să spun așa, și unde probabil că mai multe vieți îmi voi dori să vin. Însă, trebuie să ne gândim la modul în care evoluăm. Adică în timp ce construim, să spunem, un stat global, fiecare popor trebuie să-și păstreze tradițiile și ființa lui.
Pentru că fiecare popor vibrează într-un fel al lui. Să-și conserve identitatea națională. Trebuie să-și... Exact. Adică nu este cazul să facem un tabula rasa. Dacă, de exemplu, avem o armată europeană, da? Și întărim, că avem oricum NATO, deci care este o armată globală. Avem mari confederații, organizații ale sănătății, ale muncii, internaționale, globalizate. Nu putem avea lucruri globalizate atunci când este vorba de ființa unui popor, de spiritul lui, de tradițiile lui. Și nu cred că ar fi bine nici în viitor să ștergem și să îi facem pe toți oamenii la fel. Pentru că se va întâmpla așa cum se întâmplă, că vorbeam mai înainte, de moda asta nouă. Toți poartă blugi, toți poartă Adidas, da, dar unii poartă blugi cu floricele, alții blugi tăiați, alții blugi cârpiți. Deci fiecare și-a personalizat perechea de blugi într-un fel ca să fie diferit de celălalt. Sigur că purtăm blugi, dar noi păstrăm o individualitate a fiecărei ființe, dar și a fiecărui popor. Adică spui adică, blugi, dar strășuie. Da. Tocmai că au apărut blugi cu motive românești pe ei, da? Deci oamenii simt nevoia și au nevoie să-și păstreze, cum să spun, unitatea și ființa. Adică de câte ori am mers în străinătate, trebuie să recunosc că în clipa în care am auzit vorbind pe cineva românește, am avut o tresărire, era de-al meu. Și chiar dacă era un străin, nu l-am văzut niciodată. Am vorbit cu el, parcă-l cunoșteam dintotdeauna. Și nu numai eu simt asta, și tu și toată lumea. Sigur. Adică noi trebuie să păstrăm tot ce e legat de tradiție și de valoarea unui popor. Fiecare popor are caracteristicile lui. Uite, când te gândești așa, uite, nemții sunt tehnici, riguroși, au sânge rece, sunt luptători, francezii sunt veseli, bonomi, beau vinuri frumoase, iubesc. Italieni, adică fiecare popor are ceva. Noi avem mister. Avem mister și genialitate. Ăsta e poporul nostru. Aici, poporul născut în jurul Carpaților are farmecul lui. Gândește-te că dacă ne gândim la tot ce e legat de cultura lui Deceneu, da? Care a fost un mare preot, și care a avut la un moment dat un asistent Architas, care la curtea lui Deceneu a declarat, a lăsat un scris că a zburat pe o săgeată. Ce-o fi fost săgeată acum 2000 de ani? Și el a fost, pe urmă, profesorul lui Pitagora. Adică, și dacă o să căutăm influențele poporului nostru în cultura asta balcanică, europeană, și chiar al lumii, o să ne găsim peste tot. Deci noi nu putem pierde tradițiile astea. Și nu putem renunța la ele. Noi facem parte din poporul ăsta. Și fiecare popor, la rândul lui, are asta. Uite, sârbii sunt niște bătăioși, niște luptători, oameni cu caractere tari, polonezii la fel, rușii au frumusețea lor. Adică procesul de globalizare la care ne supunem cu voie sau fără voie nu trebuie să creeze tabula rasa. El trebuie să lase fiecare ființă națională, fiecare popor să existe și cred că toate teoriile dezvoltate, care deocamdată sunt ocultate și care în ansamblu le putem spune că fac parte din New Age, trebuie să se îndrepte în direcția asta. Da, Mihai, ați fost și în Parlament. Iată că în Europa se vorbește de francezi, de englezi, de britanici, de nemți. Numai noi vorbim de cetățeni europeni. Parcă ne șterge cineva după hartă, parcă ne ia cineva de acolo, din Carpați, ca să fim în Europa. Din totdeauna suntem în Europa. Suntem în centrul Europei. Dacă e Europa de la Capul Roca, din Portugalia și până la Urali și din insulele Spielberg și până în Malta, suntem cam în centrul Europei. Deci... De ce teama asta? De ce frica asta? Deci noi am, cum să spun, am dezumanizat cetățeanul român. A fost un cetățean european fără identitate, fără nimic, care nu e foame, nu e frig, nu-i trebuie nimic. Îl îmbrăcăm în blugi și îl dăm pe stradă să muncească în vest. Sau eventual femei de la produs.
este o frustrare pe care am trăit-o. Este frustrarea asta care se va diminua și se va transforma pe parcursul celor 40 de ani de transformări. Deocamdată au trecut de-abia 30 de ani, 28 de ani. Și se va duce și lucrul ăsta. Adică că i-am auzit pe unii că mi-e frică să vorbesc în Paris românește, să nu fiu confundat cu romii sau... Adică până aici s-a ajuns. Asta pentru că cetățenii români de origine romă, unii dintre ei, pentru că unii sunt străluciți și sunt extraordinari, dar unii ne-au făcut de servicii, ei migrând ușor, în căutarea, poate e și vina noastră, că nu ne-am ocupat să-i ținem în țară, să le dăm servicii, să-i ajutăm cu casele, cu banii, cu copiii, nu? Și am lăsat să plece și ne-au creat o asemenea imagine, dar totul poate fi recuperat. Pentru că au încercat, au înțeles și francezii, au înțeles și germanii, au înțeles foarte mult și chiar romii și acum și-au creat o clasă intelectuală și vor evolua. Dar în primii ani ne-au făcut de servicii cei care au plecat din partea asta și suntem cu toții confundați, chiar și instituțiile noastre au greșit când pe pașapoartele noastre era prescurtat cuvântul român, rom. Am pățit eu lucrul ăsta pe un aeroport și atunci am văzut și sigur s-a schimbat acum erou în pașaport, dar astea au fost greșeli și stângăcii care au ținut de administrație. În sfârșit, vor trece și asta. Cred că însă am observat în tânăra generație o mulțime de tineri, de liceeni care nu mai vor să plece din țară, care au performanțe la școală, care vor să plece în vest, să învețe și să se întoarcă. Contează foarte mult educația din familie. Cred că fiecare televiziune în sensul ăsta ar trebui să se implice. Și am observat că în ultima vreme se întâmplă asta. Sunt televiziuni care promovează binele și ar trebui să promovăm mai puțin rău și să începem să arătăm valorile românești și tendințele pe care ar trebui să le avem, să dezvoltăm niște proiecte. Uite, așa cum facem noi la Centrul String, avem în cadrul ăsta al nostru prospectiv o serie de idei pentru îmbunătățirea pârghilor sociale, pentru găsirea unor principii. Deci trebuie să lucrăm la asta foarte serios și să nu fim indiferenți. Acum, deci așa cum a fost bulversarea asta care s-a produs, să spunem, în științele, n-aș spune că ezoterice, cu toate că și aici, că asta este o altă zonă. Că ai văzut că deodată au apărut astrologi, numerologi, dar să știi că numerologii nu sunt pe zona ocultă și sunt totuși oameni care provin din școala lui Pitagora, care a fost o școală serioasă de gândire, o școală care ține de valoarea omului de știință pe planetă și care în clipa în care a deviat și cercetătorii lui Pitagora, discipolii lui împreună cu el, când au deviat de la cercetarea științifică și de la găsirea adevărului în numere și au intrat în politică, au plătit cu viața. Adică așa, ca să fim atenți la lucrul ăsta, da, că se întâmplă și în societatea noastră se întâmplă lucruri de asta, de asta intelectualii, că unii critică intelectualii că nu intră în politică. Intelectualii stau deoparte pentru că foarte mulți dintre ei au auzit ce a pățit Pitagora și mulți avansați din gândirea lumii care, în clipa în care s-au implicat în societate, în politică, au avut mult de pierdut. Se vede și acum ce se întâmplă, că este procesul ăsta de armonizare între puterile statului, care nu mai ajung, că sunt astea trei. Deci în momentul acesta, și asta este o teorie la care lucrez, nu mai este suficientă puterea judecătorească, puterea legislativă și cu puterea executivă, cele trei puteri, nu mai sunt suficiente. De ce? Pentru că a apărut a patra putere, care trebuie să-și capete locul ei, ea deocamdată este ascunsă între celelalte și creează probleme. Și toți oamenii acum, mai ales politicienii de vreo lună încoace, au inventat termenul de stat paralel. Nu, domne, este puterea informațională.
este puterea și se vede că asta e. Pentru că în toată lupta asta sunt atacate ce întâi? Instituțiile care folosesc informația, care au o mare greșeală. Este o greșeală să ataci SRI-ul, să ataci agențiile, chiar și DNA-ul poate greșește și el. Și duc la ceea ce în viitor va fi ceea ce se numește războiul cunoașterii. Și cine va stăpâni cunoașterea, păi da, stăpânește informația, prin informație. Va conduce lumea și societatea. Deci, noi în momentul ăsta trebuie să teoretizăm a patra putere în stat. Uite că o spun prima oară la emisiunea ta, poate că n-ar trebui până când nu scot volumul cu teoria asta. Nu, trebuie să spunem că nu numai în statul nostru, ci la nivel global. La nivel global, adică nici New Age-ul nu s-a gândit la asta. N-a apucat și n-au înțeles, dar evoluția asta rapidă, dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea mass mediei, da? Care, cum e, Facebook-ul, păi Facebook-ul a ajuns un fel de creier nevăzut al planetei. Adică este o realizare extraordinară, modul în care circulă informația este fantastic și modifică în fiecare clipă gândirea lumii. Deci informația este, văd că dintre adică toate... Adică creează niște egregori planetari. Exact. Dintre toate televiziunile noastre, și am început să urmăresc cu atenție televiziunea Digi, este singura care a început tot timpul să se refere la informație. Puterea noastră stă în informație, adică sunt lucruri pe care eu le gândesc de vreo 4-5 ani. Am încercat, am vorbit și cu, nu vreau să-i spun numele, dar cu mai mulți, cu general, cu... cineva, acum șef, care sunt șef de comisii, le-am spus, domne, haideți să facem o echipă de lucru și să fundamentăm a patra putere în stat, care este puterea informației. Că până nu lămurim asta, până nu așezăm instituțiile, nu se va întâmpla nimic serios, pentru că se vor bate în continuu. Ea fiind infiltrată între celelalte trei puteri, nefiind de sine stătătoare, ea își caută locul și ca orice om care își caută locul, dă în stânga, dă în dreapta, și nu-și găsește liniștea. În clipa în care o recunoști și din triunghiul acela pe care l-aveam până acum, care ar trebui să mențină echilibru în societate, avem un tetraedru. Pentru că, uite, avem la bază cele trei puteri și aici sus este a patra putere, puterea informației, dacă le unim pe toate așa, avem un tetraedru al puterii, deja avem forță, avem consolidată societatea, materializată și exact cum spui tu, nu mai avem doar o undă, să spunem, energetică, ci avem un egregor. Deja când ne referim la asta, vedem în ansamblu o ființă gânditoare. Gândește-te că ceea ce înseamnă statul paralel sunt toate aceste relații ascunse între celelalte trei puteri. Nu știi cine, dacă este un singur coordonator, că nu are cum, ci fluxuri de informații venite dintr-o parte și din alta, gândește-te așa, într-un fel mecanicist, să zicem, cum vin fluxuri, interferează, da? Și creează anumite fenomene. Și ceilalți zic, uite, e statul paralel, știi? Pentru că asta este, face informația acum, că nu e ținută în frâu. Și nu este dirijată. Nu este... În perioada cât am fost consilier la Parlament pe probleme de amenințări, nu convenționale și asimetrice, tu știi foarte bine, am încercat împreună cu niște colegi să facem niște descriptori a acestei a patra puteri. Și știi că ne-am și consultat împreună. Însă trebuie să o spun foarte pe șleau, așa pe românește, într-un limbaj neacademic, faptul că unii s-au speriat și au zis să ne oprim, pentru că dacă ceilalți, opoziția sau cine va fi opoziție peste nu știu cât timp, se va folosi de această a patra putere care este foarte fluidă. Nimeni nu poate să pună mâna pe ea. Se schimbă, are o polaritate. Eu știu, dar în clipa în care o instituționalizezi și o legiferezi și o recunoști în Constituție ca a patra putere în stat, în clipa aia, totul se organizează. Asta a fost, nu a vrut să fie recunoscută, adică, ca atare. Păi, nu, dar e o greșeală, pentru că uite unde s-a ajuns. Pentru că, efectiv, ca și cum scapi caii din dârlogi. Da? Ai patru cai și scapi. Și se duc. Și căruța aia dispare.
Deci e o forță, se vede clar lucrul ăsta. Este cea mai puternică, este deasupra legislativului, deasupra executivului și a puterii judecătorești. Și tot suferă din cauza asta pentru că ea nu este ținută în frâu în felul ăsta. Și îți spun încă o dată, este o greșeală să distrugi serviciile secrete într-o țară. Este o mare greșeală să faci lucrul ăsta. Acum, noi am ieșit puțin din subiectul nostru, dar trebuie să dezbatem... Pentru că trebuie să mergem în această zonă a nu-convenționalului. Exact. Și este foarte importantă. Pentru că informația trebuie văzută nu numai ca o șoptitură la ureche, ca o... ca o frază sau un cumul de fraze lansate de televiziuni, ca o scriitură pe Facebook. Nu. Informația este în tot. Este în verdele fotosintezei, da? Pentru că, îți dai seama, vin fotonii de la soare, intru, transformă prin procesul de fotosinteză, intră în sevă, intră în plantă, se duce în pământ, de se produce tot circuitul ăsta. Nimic nu există în afara informației. Cum spunea profesorul Mihai Drăgănescu, academician Mihai Drăgănescu, este informaterie tot. El numea toată materia informaterie. De ce? Pentru că în materie totul e dezvoltat în baza informației. Când a fost în 1994 la București, la Casa Poporului, Palatul Parlamentului, acel forum de la Crans-Montana, pentru că s-a ajuns și la capacitatea și forța informației în omogenizarea sau disocierea politicilor la nivel global, acolo este numai să definim informația. Și s-au adus numai puțin de vreo 300 de definiții ale informației și toate erau corecte, dar niciuna parcă nu atingea acel... Adică nu o poți percepe, nu poți spune mâna pe ea. Informația este informație și atât, nu poți spune mâna. Da, dar ea este holografică. Da, exact. În funcție din ce parte o vezi și cu ce mental pregătit pe un domeniu sau pe alta, o definești. Să-ți imaginezi așa că e așa o chestie și fiecare o privește și o definește separat. Este o hologramă. Ți se pare că e și nu e? Cu toate că este, dar atâta poți tu cu cele trei simțuri ale tale. Cinci. Cele trei dimensiuni. Iar ajung la teoria stringului cu cele 10, adică sunt 6. Sunt 6 simțuri, pentru că este și intuiția. Da. Care ce este intuiția, nu? Este amalgamarea tuturor informațiilor preluate din simțuri, care sunt muchilor unor dimensiuni infinite. Informațiile astea sunt, deci miros, văz, nu știu ce, sunt amalgamate și creează intuiția. Acum, n-avem pauză, nu? Intrăm în unul, da. Da? Să mergem puțin la medicina asta informațională, pentru că am vorbit, știm că există medicină complementară, este cea alopată, unde mergem la nena doctor și luăm pastile când suntem bolnavi, este cea complementară în care mai luăm ceaiuri și medicamente, vitamine și eventual pase energetice, alternativă, și acum avem medicina informațională, care cum a apărut ea? A apărut când apare în corpul nostru o distorsiune informațională. Deci, așa cum știm, corpul nostru, în ansamblu, putem să spunem că avem trei corpuri. Da? Corpul fizic, energetic și spiritual. Care e un corp subtil. În clipa în care corpul energetic este afectat, deci vin factori din afară, și aici sigur că poate ar trebui să ne referim la epigenetică dacă apucăm, distorsiunile corpului energetic creează modificări în corpul material. Cum se întâmplă asta? Prin modificarea informațiilor care erau corecte și care țineau sistemul nervos, sistemul digestiv, toate sistemele din care e alcătuit corpul nostru,
fiind distorsionată, o iau razna, apare o bulversare totală. Deci, medicina informațională este evidențiată prin boală. În clipa în care apare o boală, atunci ai de-a face cu această zonă a medicinii și te gândești, dom'le, ce fac, cum fac ca să deci reglez totul. Deci atunci practic în evidență o disfuncție a sistemului exact. Care exact. Arată că este bolnav. Și trebuie să te gândești cum faci că să circulator, că reorganizezi informația. Cum faci lucrul ăsta? Și acum, în curiozitățile pe care le-am avut, m-am gândit că trebuie să mă pregătesc și pentru lucrul ăsta ca să înțeleg mecanismul, să văd ce este fals, ce există cu adevărat. Sigur că a trebuit să citesc și ca să fac legea să înțeleg pe ceilalți, a trebuit să citesc foarte mult. Și mi-am dat seama că trebuie să învăț o medicină a corpului energetic care se numește Reiki. Sunt mai multe nume, unii zic bioenergie, dar eu m-am dezvoltat și am învățat în școala asta. M-am pregătit 4 ani de zile, foarte serios, pe metoda asta creată de un colonel din armata japoneză și care se numește Reiki. La început, când am citit, mi se păreau intangibile diferitele lucruri. Da, dar americanii care să nu recunoască că e acolo un japonez, îi spuneau paradiagnoză. Deci, da. Dar totul, să știi că școala de Reiki în Statele Unite are de așa vreo 20 de milioane de practicanți. Au și ei corifeilor. Da. Nu, dar s-a dezvoltat extraordinar în lume. De ce? Pentru că ea, la început n-am înțeles, dar ea dă rezultate și pe urmă am practicat pe mine. Deci în clipa în care termin diferite, că sunt 4 faze, e 4 grade de dezvoltare, am văzut cum lucrează, am văzut care sunt performanțele, am descoperit secretele prin practică și prin muncă, mi-am dat seama că ea într-adevăr este o medicină reparatorie, nu se vede cu ochiul liber, nu se adresează simțului nostru, simțurilor noastre direct, pentru că ține de zona inefabilă, ține de, cum îi spun orientarii, de ceacre. Ceacrele sunt niște proțițe așa energetice pe care le avem noi în corp și care fac legătura, deci sunt 7 centri principali și 21 de centri de ceacre secundare. Și ce fac ei? Ceacrele astea principale fac legătura între corpul nostru material prin sistemul endocrin și corpul energetic prin ceacre. Deci avem în afară corpul energetic, corpul material și între ele corpul energetic cu sistemul glandular, cu sistemul endocrin. Ăsta este un lucru care ar trebui neapărat cunoscut. Pentru că dacă fiecare s-ar privi și ar ști cum este el și cum funcționează, s-ar autovindeca. Pentru că ai putea cu puterea minții să dirigezi energia în așa fel încât să poți dirija energia. Când cineva din afara acestor cunoștințe ar putea să nu creadă, dar dacă învață, și dacă practică, o să vadă că se întâmplă lucrurile astea. Rezultatele sunt absolut spectaculoase și în cazul în care, efectiv, uneori nu mai sunt speranțe. Exact. Uite, aș vrea să văd dacă pot domnii să dea mai aproape. O să rog ocolul să apropie puțin. Planșa asta, să vedem. Aici arată sistemul ceacrelor în organism, modul în care sunt ca niște pâlnii care absorb. Uitați, absorb din spațiu, da? Absorb energia. Aici, pe unde este bara asta, trebuie să vă imaginați sistemul endocrin și fiecărui glande corespunde o ceacră asta din față și din spate, care au aceleași rol. Gândiți-vă că pe pâlniile astea torne energie, ele se duc și echilibrează glandele care, la rândul lor, fiecare glandă își produce hormonul ei și transferă prin procesele neurofizice informația
pe care o dai din afară în corp, în așa fel încât reglezi sistemul glandular și la rândul lui se reglează întregul corp și începi să reechilibrezi organismul. Acest lucru, planșa aceasta, de exemplu, vine din cultura orientală, sunt lucruri descoperite de mii de ani și cunoscute de mii de ani de școala de medicină chineză. În afară de aceste chakre, trebuie să vă imaginați că există și niște meridiane. Meridianele sunt, sunt niște canale energetice. Mă uit să văd dacă am undeva aici. Sunt niște canale energetice pe care le avem, le putem aproape vizualiza în corp. Există planșe întregi cu meridianele și cu diferitele chakre secundare din diferite locuri pe care se practică acupunctura. Deci, Mihaela, acum ne apropiem de pauză, da? Dar o să reluăm de la acest punct pentru că telespectatorii mei a acestei emisiuni sunt printre cei mai deștepți telespectatori și ei știu ce sunt acele meridiane energetice, ce sunt chakre, așa că o să sar peste asta și o să explice exact fenomenele în cauză după o scurtă pauză publicitară. Publicitate. Ne-am întors în studio, suntem iarăși în direct și conversăm. Avem și două întrebări, le consider chiar foarte interesante. Iată, doamna sau domnișoara Silvia Pop, de undeva din sectorul 3, ne întreabă dacă vine sfârșitul lumii cu acest asteroid care, zice dânsa, cum de nu a putut să fie descoperit? De a apărut peste noapte, nu s-a știut de el, fiind așa de mare. Doamnă, vreau să vă povestesc foarte sincer, pe vremea când eram foarte preocupat de astronomie și frecventam observatorul astronomic popular Amiral Vasile Urseanu. Aveam acolo un prieten extraordinar, care, din păcate, nu mai este lângă noi. Era vorba de doctorul în matematică și astronomie, Harald Alexandrescu, și care întotdeauna, când ne duceam, zicea, vină să vă arăt un asteroid pe care nici NASA nu l-a descoperit și l-am descoperit noi. Cum se făcea oare că apar acești asteroizi? De regulă, corpurile cerești mari, bolizii și asteroizii vin din centura lui Kuiper, care se află undeva între planeta Jupiter și planeta Marte. Dar se întâmplă ca anumiți asteroizi să nu vină din această centură și să vină din afara sistemului nostru solar, de undeva din adâncimile, hăurile, să-i spunem așa, ale galaxiei, că nu uitați, sistemul nostru solar se află într-o margine de galaxie, în marginea galaxiei Calea Lactee, Milky Way, noi fiind undeva aici la periferie. Și acum și răspunsul de ce acești asteroizi, unul dintre ei, sunt descoperiți atât de târziu. Pentru că ei vin cumva dinspre Soare, din spatele Soarelui, și sunt descoperiți abia când sunt aproape de Pământ. Vă liniștim, doamnă, deci nu se va întâmpla nimic, ca de fiecare dată mai beți o sticlă de șampanie pentru sfârșitul lumii, cred că e al, cel puțin al 40-lea, 50-lea, de când fac emisiuni și tot lămuresc că nu vine sfârșitul lumii. Și probabil că până la anul nou sau după anul nou vom auzi că iarăși un alt asteroid trece pe lângă Pământ. Cel mai bine este ca ei să treacă cât mai de departe. Tot atât de adevărat este faptul, știți că avem cei doi mari asteroizi din care vor trece foarte aproape de Pământ în 2029 și al doilea în 2032, dar să sperăm că până atunci, chiar dacă vor fi suficient de aproape de Pământ, mijloacele tehnologice ne vor permite să ne protejăm. Și iată domnul Băcanu Sorin din sectorul 2 ne spune că stă pe strada Eminescu. Zice, domnule general, am citit că a fost definită precis durata vieții omului și atunci ce nevoie mai avem de panaceu universal, ce nevoie mai avem de ceea ce de regulă se numește efectul placebo. Ar trebui să o lămurim. Efectul placebo înseamnă
ca să vă dau un exemplu, că unui pacient care îl doare capul îi dă o bucată de cretă și spune că este un medicament foarte bun. Și o să vedeți că de cele mai multe ori chiar îi trec durerile de cap. Acesta este efectul placebo. Când este folosit propriul nostru corp, sistem nervos, prin autosugestie, pentru a înlătura un neajuns la nivelul corpului. În ceea ce privește panaceul universal, aceasta ar fi un medicament care ar face să vindecăm absolut orice boală. Deci este ceva cu totul deosebit. Ceva cum căutau alchimiștii pe vremuri, elixirul tinereții, elixirul vieții fără de moarte, cum se spunea. Dar ce legătură are cu determinarea vârstei finale a omului? Până în anii 2000, în jur de 2005, știința contemporană știa că omul poate trăi 120-140 de ani, dintre care 90, dacă n-ar exista vicisitudinile vieții, stresul și multe alte, ar putea fi activi și ultimii 30 ar putea fi ceva contemplativ de recreație. Dar iată că de vreo 10-15 ani, savanții, dezlușind genomul uman, deci studiind ADN-ul, plecând de la ceea ce înseamnă rezerva energetică a individului, individul bărbat și individul femeie, nu o să intru în amănunte, dar cert este că acum s-a stabilit precis, această rezervă energetică pentru femei este la 115 ani și 6 luni, iar la bărbați de 114 ani și o lună. Atât și nimic mai mult. Atât avem prin rezerva energetică pe care o dă ADN-ul. E, măcar să-i trăim pe ăștia, 114 și 115, fără frica de boli, războaie, greve și foamete. Dar probabil că știința va evolua în continuare și vom afla multe lucruri interesante apropo de viața noastră. Dar nu uitați că noi suntem români și trăim în țara unde s-a născut acea poveste extraordinară, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, singura țară din lume care la săpânță are cimitirul vesel și nu uitați că singura țară din lume care prin geniul lui Constantin Brâncuș avem acea coloană infinitului care arată că suntem praf și pulber de stele, venim dintre stele și în stele vom merge. Mulțumesc! Te rog, Mihail! Acum că tu ai început cu efectul placebo. Deci efectul placebo se bazează pe puterea gândului. Exact. Tot pe puterea gândului se bazează și rugăciunea. Gândește-te câte sute de mii de pelerini se plimbă prin țară la diferite moaște. Important e faptul că se strâng cu toții și formează egregorul. Și toți se roagă și forța asta a gândurilor lor le aduc, forța asta se întoarce la fiecare cu vindecare, cu speranță, cu lucruri bune. Deci noi nu trebuie să neglijăm niciodată forța gândului nostru, pentru că gândul nostru este cel care modelează prin câmpuri existența ființei umane și a vieții pe pământ. Suntem așa cum sunt gândurile noastre. Exact. Adică gândul nostru este extrem de important. Și atunci, cred că fiecare dintre noi, dacă ar gândi numai bine, dacă și-ar scoate complet lucrurile negative din minte, dacă ar renunța la lăcomie, la avariție, la toate trăsăturile rele din ființa noastră, ar trăi bine și ar aduce lumină în jur. Acum să ne întoarcem puțin la Reiki, care este, să spunem, un instrument al medicinei informaționale. De ce vă vorbesc mai mult de asta? Pentru că, fiind o practicantă, știu lucrurile din practica mea, din interior, și nu citite din cărți sau exagerate. Sunt lucruri de care eu răspund că le spun, am făcut comunicări științifice cu ele și sunt importante. Ca să vă dați seama ce înseamnă forța gândului și cum este folosită în Reiki, în Reiki s-au inventat niște simboluri. Simbolurile astea care i-au fost date lui Mikao Usui, pur și simplu i-au venit din câmpul informațional și s-a trezit că le știa, le-a desenat și noi le folosim. Cum trebuie să vi le închipuiți? Simbolurile astea sunt ca niște sfredele așa, care intră în câmpul energetic, creează un canal și prin canalul respectiv
transmitem informație cu care modificăm boala. Boala care este o distorsiune a informației. În Reiki se învață, sunt mai multe simboluri, dar se învață trei simboluri importante pe care, dacă le folosești, poți transmite și aplica Reiki la distanță. Aici, la început, ca oricine, am fost sceptică, însă am trecut la practică după ce am învățat studiul și am rezultate extraordinare. Deci există această forță de transmitere la distanță a informației cu care poți să modifici o boală și să o tratezi, poți să susții psihicul un om, poți să influențezi gândurile mai multor oameni. Sunt și niște condiții date pentru asta, adică poți să folosești forța asta și să o aplici la o mare de oameni, dar nu oricum. Deci trebuie să existe un anumit cadru. Dacă nu există un cadru fizic adecvat, cum ar fi forma, ca să poți folosi un efect al unei forme, trebuie să desenezi sau să imaginezi acea formă sub care să pui practic și să cumulezi energiile oamenilor acelea și să le transformi în gânduri bune toate, să spunem, îndoielile pe care le au și necazurile pe care le au. Sigur că aici trebuie să fii o ființă, ca să spun așa, superioară, educată, cultivată și bună, ca să poți să faci și altruistă, să poți să faci lucrurile astea. Pentru că în clipa în care folosești o asemenea forță, se poate întoarce împotriva ta și te poate distruge. Adică, așa cum este făcută această medicină energetică care se numește Reiki, este făcută să o poți folosi numai în bine. Ea mai are o proprietate că îl poate proteja pe cel care o folosește, își poate crea un câmp și în care cei care din afară, care se îndreaptă cu răutate spre el, pot să primească însă o palmă, ca să spun în ghilimele, pot să aibă probleme dacă atacă un om care este bine intenționat și nu este recomandat. Dacă nu crezi într-un om, mai bine îl lași în pace. Nu este recomandat să îl ataci și să folosești răul împotriva lui. V-am spus așa o paletă în care se poate folosi Reiki. Aș vrea să vedeți cum arată aceste simboluri, dacă ne pot ajuta. Deci aici acesta se numește Shokurei și este un simbol, îl vedeți că este o spirală, este ca un tirbușon așa care intră în spațiu, pe care îl desenești și îl trimiți. Ca un vortex. Ca un vortex, așa, vortex. Foarte bine, mulțumesc. De exemplu, dacă vrei să trimiți acest Shokurei să influențezi în bine gândirea unui om, folosești și simbolul de aici, de alături, care se numește Seiheiki și este un ăsta, albastru. Este un simbol care vine și face legătura direct cu cortexul. Și atunci, de exemplu, dacă știi că o persoană de la distanță are probleme psihice, nu poți să trimiți acest simbol și să folosești mai mult de 3 minute forța pe care o trimiți folosind simbolul ăsta, pentru că poți afecta psihicul persoanei respective. Adică de asta vă spun că bioenergeticienii care folosesc energii, că așa li se pare lor că ar fi bine, greșesc. Pentru că dacă trimit fără să fie atenți un tip de energie către o persoană, pot să-i facă rău, o pot chiar și paraliza. Deci nu este de joacă. Și de asta nu aș lăsa să facă Reiki pe oricine. De exemplu, în Elveția sau în Austria sunt clinici întregi care recomandă, alături de tratamentul alopat
unui pacient, îi recomandă și Reiki. Și sunt acolo oameni specializați, nu numai din Asia, că sunt, cunosc oameni din România care fac Reiki și care sunt plătiți foarte bine pentru lucrul ăsta, fiindcă să știți că este un consum totuși să stai o oră cu mâinile. Cum se transmite Reiki? Se folosesc mâinile, chakrele din palme, care vin și în anumite posturi încarcă energetic chakrele și la rândul lor, prin sistemul endocrin, echilibrează organismul. Trebuie să faci lucrul ăsta minimum 21 de zile. Niciodată nu poți să te apuci să faci acest lucru decât după ce ți-ai făcut 21 de zile și atunci poți să lucrezi chiar și pentru mai mulți pacienți, dar nu trebuie să depășești o oră și trebuie să fii foarte conștient că poți să faci rău dacă nu faci lucrurile așa cum ar trebui. Deci simbolurile astea nu sunt niște simple desene. Ele, în clipa în care le transmiți prin spațiul, prin câmpurile energetice, cu forța minții tale și care există, ele lucrează. Sunt așa, v-am spus, să vi le închipuiți ca niște sfredele luminoase care vin și lucrează de la distanță, pentru că poți să transmiți la distanță. Am aplicații în sensul ăsta și o să vă povestesc imediat. Dar aș vrea să vă mai arăt încă un simbol. Acest simbol se numește Antakarana. Este un simbol general, dacă îl priviți, vedeți că seamănă cu svastica. Svastica care este tot un simbol preluat din cultura indiană și pe care l-a folosit armata germană în acțiunile sale. Antakarana folosită greșit, așa cum a fost folosită și svastica, ajunge să facă rău. Este un simbol pe care dacă îl scap din mână, vedeți cât pare de tăios. Dacă îl scap din mână, distruge. Sigur că cu el poți influența, să spunem, de la distanță, o societate agitată, dar tot într-un timp limitat, doar să influențezi egregorul format de masele de oameni care pot face un lucru în rău. Și poți folosi această Antakarana ca să liniștești. Deci sunt... Acum, funcție de cel sunt... care este acolo, să spunem, profesorul, conducătorul, inițiatorul, se pot crea forme morfice gând care pot merge în direcția dorită de către inițiatorul exercițiului, în final. Adică urmărești un scop în sine, vindecarea cuiva, ajutarea cuiva, reenergizarea cuiva, echilibrarea. Da, vreau să spun așa, că ați văzut, deci Hitler a folosit o Antakarana, da? Și s-a întors împotriva lui. În clipa în care a început să fie destructiv, l-a omorât pe el și armata lui, a pierdut războiul. Deci nu te joci cu lucrurile astea. Adică ele sunt făcute ca să le folosești în sens pozitiv. Sigur că poate unora o să li se pară povești. Dacă cei care nu cred, eu le recomand să învețe Reiki, da, să citească. Că sunt de două feluri, este crescător și descrescător. Da, depinde cum o trimiți. Păi da, da, asta ține pe urmă de practică, că sunt proceduri. Asta n-ai cum să le discuți la modul ăsta. Ca să ajungi să folosești asta și mai poți la ea să asociezi și cristalul de cuarț, cristalele de cuarț, că trebuie să folosești 7 cristale pentru chestia asta, poți face și alte minuni, dar sunt lucruri care țin de secretul meseriei, ca să spun așa. Perfect. Acum, să vă spun câteva aplicații, pentru că există martori și există oameni, să vedeți cum lucrează la distanță. Aveam o colegă, asta, de fapt, textul ăsta, cred că îl găsiți într-un volum de la Academia Militară, într-un volum de energoinformații, unde am descris mai multe experimente pe care le-am făcut. Aveam o colegă care avea un cățel bolnav. Era foarte supărată, cățelul ei avea un picior metalic și într-o iarnă nu s-a mai mișcat, era anchilozat și colega mea era disperată că o să-i moară cățelul pe care îl iubea foarte mult. Și eu m-am gândit, până atunci nu făcusem niciodată o transmisie la distanță pe un animal. M-am gândit eu că el fiind așa mic, îl văzusem în fotografie, ar trebui să transmit o cantitate mai mică de energie
Și am procedat în felul următor. Vă spun asta pentru cei care practică Reiki și nu au lucrat pe animale, ca să pompețe din experiența asta mea. Când a plecat ea de la serviciu, am spus, uite, eu rămân aici la biroul meu, tu ai imaginea mea aici în fața calculatorului. Mi-a arătat pe hartă exact unde locuiește în București, am văzut harta din satelit, mi-a arătat exact blocul unde locuia. Zic, eu o să mă concentrez aici, mă concentrez asupra ta, asupra chakrei superioare a nufărului cu 1000 de petale la tine și îți transmit așa într-un arc, îți transmit o energie pe care tu, când vorbim la telefon în clipa în care, în care încep transmisia, tu te concentrezi pe creștetul capului și în clipa în care simți că ai primit căldură, tragi energia aia așa prin ceafă, prin cap, prin mâini și o dirijezi pe cățel. Pe partea asta unde, unde îl durea pe cățel. Vă subliniez că cățelul nu se mai mișcase de 2 săptămâni și era convinsă că moare. Am făcut lucrul acesta, nu i-am transmis decât 5 minute, i-am spus dinainte că este mic și că îl putem arde pur și simplu. Ea a făcut întru totul, era sceptică la început, dar pe urmă mi-a povestit, zice, am simțit fierbințeală, îmi morțeau mâinile, mi erau fierbinți, am simțit pur și simplu o căldură extraordinară. Uite, acum când vorbesc se întâmplă fenomenul ăsta. Și cățelul a adormit în cele 5 minute, adică sub mâinile ei a adormit repede, a dormit 20 de minute și după 20 de minute s-a ridicat direct în picioare, a dat din coadă, a mâncat și a revenit. Ani de zile nu a mai avut nimic. Asta a fost prima experiență pe care am făcut-o de transmitere la distanță a energiei. E, imaginați-vă cum se întâmplă fenomenul ăsta. Sigur că după ce înveți și poți folosi această forță, știi cum. Dar trebuie să vedeți, să deschide un culoar între cel care emite o energie și știe cum să o facă, către cel care are nevoie. Și atunci ce se întâmplă în asta? Se modifică transmiți un anumit tip de informație organizată către câmpul, către corpul acela dezorganizat, unde informația luată razna, o organizezi de la distanță, asta este puterea gândului, și acolo se întâmplă minunea și se face bine. Deci se poate explica. Într-o vreme m-am gândit că ar trebui să îmi pun o aparatură, dar n-am știut ce aparatură să folosesc ca să văd exact ce se întâmplă cu sinusoidele, cum se schimbă. N-am reușit să fac asta. Dacă mă aude vreun medic și are o aparatură de asta specială, putem face experimentele astea, le putem folosi, pentru că sunt adepta cunoașterilor profunde. Adică sunt fenomene și lucruri pe care le putem face, le înțelegem, dar trebuie să le arătăm și celorlalți care sunt sceptici, dacă nu văd cu ochii lor. Un alt caz care a fost dureros și la propriu și la figura pentru mine. Un prieten de-al meu se opera într-o țară europeană la 2500 de kilometri distanță și m-a rugat să-l susțin. Era el liniștit psihic, era teamă de operația respectivă și a spus că sigur că da, voi face acest lucru. Și s-a dus, m-a sunat când intra în operație, a estimat că o să intre cam în 10 minute. Eu am făcut harta orașului, am văzut unde e spitalul, m-am concentrat cu mintea acolo, mi l-am imaginat. Deci e o întreagă procedură și am început să emit spre el. Povestea e, de ce vă spun că este dureroasă, că m-a cutremurat și pe mine și n-am găsit-o în literatură, în clipa în care l-au tăiat, am simțit tăietura și m-a durut. M-a cutremurat acest experiment. Adică nu mi-a venit să cred că se poate întâmpla așa ceva și când am trăit lucrul ăsta, mi-am dat seama cât de importantă, cât de puternică este ființa umană. Ce greșeală să distrugi omul. Ce greșeală e să nu descoperi lucrurile astea și să le folosești. Pentru că în clipa în care am fost creați, pentru că eu sunt adepta creaționismului, avem o anumită matrice în noi, suntem creați într-un fel
Și evident că cel care ne-a creat este o ființă de lumină, o ființă pozitivă și a pus în noi valori pozitive. Dar distorsionările informaționale au creat și au adus negativul în ființa umană. Și noi cu asta trebuie să ne luptăm. Și putem. Și unii dintre noi, inițiați, pot să facă lucrul ăsta. O să vă mai dau un exemplu. Am mai tratat o pereche, un soț și o soție, pentru că am început să tratez soțul și asta înseamnă zilnic, v-am spus 21 de zile. Și astăzi îi făceam reiki, se încărca, când scanam corpul, simțeam bine la mână, a doua zi era descărcat. Eu munceam în zadar. Și m-am gândit, zic, cum dormi tu? Păi zice, eu dorm în pat cu soția mea. Și zic, păi înseamnă că asta, înseamnă că te descarcă soția, dacă eu nu pot să, așa ceva nu mai pățisem. Și am hotărât atunci să o tratez și pe soția lui. Soția lui care nu credea, era asistentă medicală, nu credea în poveștile astea, îi se păreau, dar așa de gura lui și a mea și de curiozitate, a zis bine. Și vă dați seama că au fost totuși 21 de zile grele în care trebuia să mă deplasez, era și iarnă, și stăteam o oră cu mâinile pe el și o oră cu mâinile pe ea. Deci atâta sârguință și curiozitate științifică am avut, încât am făcut lucrul ăsta. Evident că după ce am început să o tratez și pe ea, am simțit la mâini când scanam că el nu mai se descărca. În a 11-a zi, când am ajuns să o tratez pe ea, ea dormea întotdeauna. Deci când sunt 5 proceduri pe cap, în clipa în care ajungeam la a 4-a procedură pe cap, deja era adormită. În a 11-a zi, care înseamnă exact mijlocul perioadei, deodată, când am pus mâinile sub ceafă să-i transmit acolo, a sărit în sus, marde, oprește-te că mi-ar picioarele, deci nu ceafa, iar le-au tălpile. Ei, în clipa aia, vă dați seama ce s-a produs, o transformare extraordinară în corpul ei energetic, tot sistemul endocrin s-a trezit, au început să îi se aprindă picioarele. Eu m-am speriat și eu de forța asta, și de atunci sigur că a început să creadă în Reiki. I-am tratat pe amândoi până la sfârșit. Lui au ieșit analizele foarte bune, s-au refăcut, ei a revenit somnul, că avea stări de insomnii. Și acesta este exemplu pe care vi l-am dat, pentru că din acel moment când am tratat această familie, de atunci am devenit un adept total al medicinii energetice care se numește Reiki. Există, se poate învăța, puteți elimina la un moment dat medicația ținându-vă sănătoși. În afară de asta, puteți cultiva valorile interioare, puteți realiza ce înseamnă ființa umană, vă puteți autocunoaște, vă puteți gândi la un moment dat că atingeți dumnezeirea, fără să fie blasfemie, pentru că ajungi într-o zonă a luminii, fiindcă atunci când te legi de câmpul informațional. Mihaela, ne oprim puțin, da, luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem. Rămâneți cu noi, iată ce lucruri extraordinare aflați și în ultima parte a emisiunii veți avea chiar și surpriză să vorbiți despre, cu prietenii dumneavoastră, cum vă pot ajuta, de exemplu, în viață, biofotonii. Publicitate.
Iată, ne-am întors din nou în studio, în ultima parte a emisiunii noastre. O să avem și niște întrebări spre sfârșitul emisiunii. Deci, Mihaela, acum, pentru că să mai selectăm puțin din ce au mai întrebat spectatorii, haideți să vorbim puțin de modalitatea în care biofotonii reglează organismul, practic. Cred că e interesant pentru fiecare dintre noi să știm acest lucru. Acum, întreaga noastră planetă trăiește datorită luminii. Nu? Vehiculele sunt fotonii. Lumina de la soare, normal. Sigur că avem și lumina artificială și în unele cazuri poate fi și ea folosită. Dar lumina care îmbracă materia vie este cea care creează biofotonii. Gândiți-vă că sunt ființe pe planetă care sunt fosforescente. Deci nu numai că primesc lumină în cursul zilei, dar noaptea o redau. Nu am găsit încă cercetări să știu dacă plantele sau ființele biofotonice dau o energie care poate fi captată și folosită. Este doar percepută de simțul văzului noaptea, dar în rest poate că mai trebuie să caut, nu știu sigur lucrul acesta. Dar gândiți-vă că există o serie de tratamente care se fac cu biofotoni, deci bombardamente fotonice asupra organismului pe anumite zone care vin și corectează informația bulversată și o reașează. Și există chiar sunt niște firme germane care fac niște aparate cu biofotoni. Și îți pui, te doare umărul din pricina reumatismului, pui aparatul ăsta care are o lampă, în general cu LED-uri, cu niște aci așa, cu capete de cupru sau de argint, și asta transmit o lumină puternică, un bombardament asupra organismului, se produce o transformare care nu este caldă, asta este interesant, și lucrează asupra celulei. Acum, nu-mi dau seama câți ani de cercetări au dus la crearea acestor aparate cu biofotoni. Cred că destui, pentru că nu eu se pot să realizează. Spun că am avut o invitată aici în studio, pe doamna profesor Dr. Manu de la Iași, care lucrează la ochiul bionic și care se ocupă și de biofotonică și de domeniul de care tu spui. Este o adevărată cursă contra cronometru, probabil cel care va crea primul ochi bionic va lua premiul Nobel, mă gândesc, pentru că ochiul reprezintă cel mai complex organ al omului în afară de creier. De fapt, este cea mai mare poartă prin care noi avem contact cu Universul. Știm cu toții că un vechi dicton, o fotografie, 5.000 de cuvinte sau 3.000 de cuvinte, sau 1.000, n-are importanță. Da. Dar cea mare cantitate de informații noi o primim vizual. Și mai ales, și bineînțeles, în spectrul vizibil pe care îl vedem. Dar este interesant ceea ce spui tu vis-a-vis de acest sistem de dereglaj. Păi, da. Deci fotonii pot să vină să corecteze modificările informaționale din corpul material. Gândiți-vă, să ne gândim așa simplu la soare. Ce face soarele asupra organismului nostru? Mergem la plajă, nu? Să ne jucăm, să stăm în apă, dar majoritatea ne întindem și stăm la soare. Toate ființele de pe planeta asta au nevoie de soare. Și ce fac ele? Fac o baie de fotoni. Pentru că fotonii sunt cei care fac mici reglaje. Ele nu numai că ne înfrumusețează când ne bronzăm. Sigur că dacă ne expunem și stăm mai mult, ne ardem pielea. Nu? Fotonii sunt cuante de lumină. Și fac, da. Și acum, dacă ne gândim că Dumnezeu a creat lumea din lumină, da? Neapărat Dumnezeu cunoștea principiile astea biofotonice și a ținut cont de ele, pentru că noi suntem dependenți, așa cum spuneam mai devreme, de plantele care folosesc lumina pentru fotosinteză,
Gândiți-vă la ce folosesc animalele lumina, pentru că ele au blană. Ele captează, mai ales animalele care văd noaptea, captează în anumite rezervoare din creier lumina din cursul zilei și o folosesc noaptea și ca să vadă. Așa fac pisicile. Pisicile se așează mult la soare, nu întâmplător, ca o blană, ar putea să le fie prea cald și n-ar trebui să stea, dar ele se așează pentru captarea fotonilor. Și toate animalele fac lucrul ăsta, inclusiv noi, chiar dacă nu conștientizăm. Acum că vă subliniez eu, poate că vă gândiți la asta. Sigur că dacă stai cu ochii în soare, o să-ți arzi ochii și nu o să vezi. Nu asta trebuie să faci. Fotonii sunt niște particule subtile care vin și lucrează fără să, eu știu, să ne supere. Acum, vedeți că v-aș mai întreba care viteză este mai mare? Viteza gândului sau viteza luminii? Ai putea să răspunzi la asta? E o problemă la care eu încă mă gândesc, n-am reușit să-mi dau seama. Oare bine, gândul, pentru că am să spun... Einstein a postulat că viteza luminii de 33.000 de km pe secundă este viteza maximă, dar nu, să nu uităm, în câmpul material, în câmpul unde energia este masa, ori viteza luminii la pătrat. Deci în momentul în care avem de-a față cu mase, ce este masa? Ce reprezintă masa? Aglomerări de energie. Aici este toată povestea. Este evident că viteza gândului este mai mare și are o putere de penetrație mult superioară. Știm că cei care conversau în telepatie au fost îngropați în pământ. Nu au oprit aceste unde. Puși în cuști Faraday. Nu au putut să oprească aceste comunicare. Băgați în camere acoperite cu plumb, cu oțel, cu tot felul, cu apă. Deci, iată, nu știm ce este această undă pe care noi o emitem, pe care creierul nostru o emite, unda telepatică, telechinezică, de telemetrie pe care noi o avem. Ea apare instantaneu. Apare instantaneu, da. Dar așa apare și lumina. Și care are două calități. Ea este infoenergetică sau energoinformațională. Ea este energoinformațională în momentul în care pe această energie noi modulăm o anumită cantitate de informații, anumite transmitem un mesaj telepatic, sau este infoenergetică, când acea cantitate de informații este modulată cu o cantitate mare de energie și putem face acțiuni telemecanice la distanță, telechinezia, oprirea. Exact ce am povestit mai devreme. Deci eu nu transmiteam lumină, foloseam un canal care poate fi considerat canal prin lumină. Și colega mea a simțit cum îi se încinge creierul și palmele și a transmis căldură cățelului, eu fiind la 10 km distanță, da? Și vedeți că asta e o problemă la care nu am răspuns, să știți, dacă gândul are o viteză mai mare decât lumina. Nu-mi dau seama care componentă a transmiterii și percepției informației trebuie luată în calcul în raport cu fotonul, care este particula luminii. Încă nu știu lucrul ăsta. Deci este evident că faptul că transmisia nu se face prin fotoni, ci prin cu totul altfel de particule. Nu, dar se transmite căldură. Uite, în Reiki folosești calea asta și modulezi căldură pe un alt... Percepe căldură. Iar să știi că atunci când te legi la câmpul informațional, ca să transmiți Reiki, sus ai lumină. Deci ai o coloană de lumină alb spre roz, care se duce mai departe, se pierde în indigo, este o coloană de lumină. Deci asta vezi când te legi cu chakra superioară. Deci este... nu-mi dau seama cât este foton sau cât este gând, pentru că astea sunt probleme pe care mi le pun făcând practicile astea. Și este greu, deci... nu există o aparatură atât de sensibilă deocamdată ca să... în care să putem evidenția coloana de lumină pe care eu o desfac, trag prin ea, transmit și se simte căldură la distanță.
Încă nu cunosc mecanismele astea. Le folosim, dar nu le cunoaștem. Dar dacă cineva, dacă un fizician ne aude acum și ar putea să facă legătura între viteza gândului și viteza luminii, ca să putem explica cum se transmit prin canalele astea care sunt deschise cu simboluri, cum se transmite informația prin gând, prin forța gândului, ar fi bine să ne sune, să ne caute și să punem împreună, facem o cercetare serioasă pe lucrul ăsta. Pentru că nu-i de joacă, ar fi bine să cunoaștem mecanismul ăsta. Acum știi? Să nu uităm că avem particule care au o viteză mult mai mare decât viteza luminii. Să ne gândim că din punct de vedere teoretic, tahionii au o viteză atât de mare încât, printr-un paradox, mor înainte de a se naște. Cum spun specialiștii în fizică cuantică. Neutrino. Când am spus neutrino, dacă aici lângă mine era un neutrino, când am terminat cuvântul neutrino, neutrinul ăsta e mai departe decât orbita planetei Neptun sau Saturn. Deci are de o viteză mai mare chiar decât gândul, pentru sigur. Că doar a pus să te gândești și el, știi, ca la steaua care a răsărit. Bine, nu aș vrea să intrăm în fizica particulelor de ultra-înaltă energie, însă important este, așa cum spuneai și tu, că iată, cu ajutorul acestor biofotoni ne putem regla circuitul energetic al organismului și la urma urmei starea de bine și de sănătate pe care noi o avem sau nu o avem la un anumit moment. Pentru că aș vrea să mai parcurgem din... Da, uite, am mai scris aici, genele se subordonează sistemului energetic. Aici, după cum știm, ADN-ul ăsta are un rol fundamental în existența noastră. Dar se nasc doi gemeni, au aceeași genă și ei totuși sunt diferiți. Atunci, ce dă diferența? Și atunci ne referim, sigur, la epigenetica, care studiază tocmai fenomenele astea biochimice care apar din afară, știi? Când unele gene sunt reprimate, altele sunt activate sau altele sunt influențate, probabil, de un alt tip de informație pe care încă nu-l cunoaștem. Adică, iată cum a evoluat știința, să spunem, din 89 până încoace, când acești termeni nu existau, încât nu numai terminologia este cu totul alta și nouă, dar și dorința noastră de cunoaștere este mult mai puternică, ne punem probleme delicate și se întâmplă să mă preocupe și evoluția genelor și pentru că am o matrice pe care am descoperit-o de mulți ani, dar încă lucrez la ea și de-abia de vreun an și ceva am găsit un informatician care să mă ajute și căruia îi mulțumesc. Întrebându-l vis-a-vis de matricea asta pe care am creat-o și care se bazează pe numere prime, pe savantul nostru Stolnici, dacă crede că matricea pe care am creat-o se referă la o structură genetică și poate să fie o structură matematică a spiralelor ADN-ului, el mi-a spus că consideră că ține mai mult de biogeneză, deci de reproducere, decât de profunzimea ADN-ului. Am stat și m-am gândit la ce mi-a spus. Cred că are dreptate, dar cred că există niște lucruri care ne scapă. Deci, ca să vă spun așa, pot să spun mai puțin subiectul ăsta. Că ăsta e un subiect care pot așa, poate găsesc pe cineva care să fie interesat. Pornind de la ideea asta că Dumnezeu a făcut lumea din lumină și gândindu-mă convențional, dar sigur ați văzut că lumina se desface în cele 7 culori, în rog vaiv, în spectru. Când vedeți curcubeu, vedeți și rogvaivul. M-am gândit că dacă lumea și ființa umană este făcută din lumină, să folosesc cele 7 culori într-un fel, am creat 7 coloane pe care am așezat, eu considerând că piramida este o piatră fundamentală pe planetă și că este
o formă care se adresează esenței cunoașterii pe planeta noastră. Am așezat 7 piramide, care erau sigur roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet, pe care am desfășurat în sensul acelor ceasornicului cifrele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nu știu ce. Și am observat că la sfârșitul unui șir din ăsta de 7 piramide mi-apare cifra 28. Deci de la 1 la 28 acopăr cele 7 piramide cu cele 7 culori. Ce înseamnă 28? 28 este ciclul lunar. Este un ciclu dat pe planetă dintotdeauna, căruia îi se supun toate fenomenele, de la mare, la nașterea, geneza vegetației, animalelor, dar mai ales a ființei umane. Pentru că o sarcină umană înseamnă 10 luni a 28 de zile, adică 280 de zile are o sarcină. Poporul spune că 9 luni. Nu, sunt 10 luni a 28 de zile, dar asta se admit 9 luni, că unele luni au 31, deci calendaristic, calendarul nu corespunde cu calendarul biologic, ca să spun așa, al ființei umane. Și am luat eu și am pus mai multe șiruri de astea de piramide și am ajuns la 140 și am început să observ cifrele. Am scris mai departe și am văzut că din nou mergând până la 280 apare o repetabilitate a cifrelor. Le-am așezat și pe urmă am observat că unele sunt numere prime, unele, adică sunt numere pare, numere impare. Acum să vă spun că am vorbit mai înainte de școala lui Pitagora. Va trebui să facem o emisiune despre școala lui Pitagora, pentru că tinerii noștri au nevoie astăzi să cunoască ce făcea Pitagora și oamenii lui. Pitagora, în școala lui Pitagora, au descoperit următorul lucru pe care l-au postulat, sigur, și au spus așa, că numerele pare reprezintă infinitul și numerele impare reprezintă finitul. Deci ei au făcut un lucru extraordinar împărțind numerele în pare și impare. Eu când am citit asta m-am gândit, domnule, dacă numerele impare reprezintă finitul, atunci ce-or fi numerele prime? Că numerele prime sunt numere impare. Și asta m-am întrebat eu cu mulți ani în urmă. Când am găsit matricea asta, m-am gândit că numerele, și am văzut 28 și că ar putea să fie ființa umană, m-am gândit că numerele impare, numerele prime impare, se referă la geneza umană. Și atunci, cu un program creat de un student din Politehnică, am făcut o serie de matrici, practic o matrice are 7 coloane și 5 linii și grupate la 140. De ce ne-am oprit la 140? Dar, pe urmă, ele merg la infinit, pentru că apar niște repetabilități ale cifrelor. Și apare așa un fel de rețea. Este greu așa să vă explic acum, dar ce am descoperit cu ocazia asta? După ce comprim primele 5 matrici, apare un fel de matrice simetrică în care, și acum aici, da, este vorba de asta, nu știu cum o putem mări, așa arată o matrice universală simetrică, am numit-o, cele triunghiurile negre pe care le vedeți aici reprezintă numerele prime cu locurile lor, care sunt diferite ca poziție la infinit. Curiozitatea extraordinară care apare este că aici, pe coloana a doua, dacă observați, este numai alb, deci nu apare niciodată un triunghi. Dincoace, pe indigo la fel, de sus până jos avem numai alb, așa. Aici nu apare niciodată un triunghi negru, deci niciodată nu va fi un număr prim. Și simetric cu asta la infinit, în restul matricilor niciodată nu apare un număr prim.
aici și simetric cu el aici pe oranj la fel. Numai în prima matrice apar două numere prime și apoi la infinit este absolut gol. Sunt exact ca două coloane de lumină. Deci asta e o matematică verticală în care matricile astea vin unele peste altele. Sunt repartizate pe ele numerele prime și pe două culori de sus până jos, oricât ai genera, am lăsat să meargă 3 zile calculatorul, niciodată nu va mai intra un număr prim, plus pe două coloane astea simetrice. Și atunci m-am gândit că dacă numerele astea prime, triunghiurile negre pe care le-ați văzut, reprezintă puncte de intersecție a viului material, pe coloanele astea unde nu apar niciodată numere prime, avem corpul energetic. Avem cele două coloane unde se dezvoltă Ina și Pindala, meridianele, și pe celelalte sistemul energetic. Ăla, numărul prim, este pe corpul material și lipsa numerelor prime înseamnă corpul energetic. Și avem, deci lucrez la acest lucru, mi-ar trebui un genetician și mai mi-ar trebui care să mă ajute și mai mi-ar trebui un specialist în medicină chineză, cel care să stăpânească bine meridianele și punctele astea de acupunctură, pentru că nu am de unde să cunosc atât de multe lucruri, dar știu că aici se află o descoperire extraordinară. De ani de zile lucrez la asta. Este un subiect captivant și dacă există doritori care vor să intre în această lucrare de cercetare, eu îi aștept. Acum, sigur că ar putea să fie și o exprimare matematică a ADN-ului. Pentru că în matricea care v-am arătat-o, există o simetrie și o rotire a cifrelor care ar corespunde celor două spirale. Și am găsit și o aplicație în medicină pentru asta, pentru că am putea combina și am putea afla de aici ziua exactă în care ești atunci când, de exemplu, vrei să faci un tratament cu energia orgonică din piramidă, am putea afla pe ce culoare ne aflăm, pentru că aici, la numărul 1, este ziua în care este fecundat ovulul și la numărul 13, toate sunt numere prime, dacă observați, este ziua în care ovulul fecundat se prinde de placentă, fiindcă m-am consultat cu medici pe și cred că acolo ar putea fi și cheia biogenezei, faptul că din viu se poate naște numai viu. Pentru că, și numai da, viul dă da, naștere da, la viu. Da, a, da, 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 asta ca definiție. Adică e o combinație între biogeneză, cum m-a sfătuit domnul Stolnici că ar trebui să privesc lucru, și cercetările profunde pe ADN. N-am cum să am singur atâtea cunoștințe, dar ar trebui un colectiv acum făcut, tot la fel de bine știi că există o descriere precisă a genomului uman, da, dar există acolo un balast care de cel puțin 25 de ani toți avanții lumii se chinuie să înțeleagă ce este cu el, deci după ce se analizează da, toți cromozomii, toată structura aceea de lume, rămâne un balast da, care nimeni nu înțelege ce rol are, pentru ce se află acolo, ce se întâmplă cu el, și cred că acolo este cheia la un pentru moment pentru că nu au în vedere da, câmpul energetic da, ăsta, câmpul informațional care este și care este și e posibil acolo să fie chiar cheia vieții. Da. La da, acel balast. Da. Adică așa cum am găsit eu astea două coloane unde niciodată nu apar numere prime și celelalte la jumătate, că și eu m-am întrebat, domne, n-am cum să-mi reprezint că aici ar trebui un informatician care să facă animație și să punem toate lucrurile astea, că s-ar putea să vedem din animație exact ce se întâmplă, fiindcă sunt astea două coloane de lumină și cu celelalte unde n-avem niciodată numere prime, extraordinare, adică asta ne dau, și eu nu vreau să facem speculație, nu facem speculație aici, vreau să ne demonstrăm științific cum stau lucrurile. Și deci o lucrare în curs, sper să reușesc și să avansez cu ea și să avem rezultate, să pot să vin să o prezint aici, ar fi un lucru extraordinar. Pentru că să știți că dezvoltarea mea
de 20 de ani pe Reiki mi-a adus niște îmbunătățiri cognitive extraordinare. Mi-au stimulat creierul, ființa. Eu dorm cam 4-6 ore pe noapte, în rest gândesc, citesc, lucrez. Câteodată mă duc la calculator să-mi trec lucrurile și eu consider că datorez energiei Reiki toată forța asta pe care o am să pot lucra în continuu și să fiu creativă în continuu. Mihaela, trebuie să ne oprim aici. Da. Cu părere de rău că, iată, abia ne-am încălzit în acest domeniu extraordinar al biofizicii, al biostructurilor, al bionicii, al biofotonilor. Rămâneți în continuare pe televiziunea 6 TV, televiziunea care vă iubește, televiziunea sufletului dumneavoastră. Mulțumim invitatei noastre, dar așteptăm Mihaela și într-o viitoare emisiune și cu alte probleme, pentru că nu știu dacă am mulți, măcar un sfert a reușit să vorbim din ce aveam aici. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept săptămâna viitoare la un nou episod din Teoria Conspirației. La revedere, pe curând!